9, la capitolul 12, sau 9 mi se pare, 12 cu 9, care vorbește felul următor. Mulți nu știu cuvântul ăsta și apoi cum să fac această lucrare dacă nu știu unde scrie? Și aici spune pe Roman 12 cu 9, 50. Dragoste să fie fără prefăcături, fără groază de rău, să alipiți-vă tare de bine. Să face numai bine, frate. Amin! Ne-ați apus la biserică, slavă Domnului, și s-a vorbit din Tit, din capitolul 3, care aveți Biblie, să nu uitați. Capitolul 3, Tit, cartea lui Tit, să mergeți acasă și să citiți acolo, să vedeți că ce scrie acolo. Și acolo ne vorbește cuvântul Domnului de 4 ori în timp, în capitolul 3. Să face numai bine. Domnule, dacă tăi să fac numai eu, tăi să fac bine. Păi și dacă omul ăla mă face rău și mă vorbește de rău. Apoi eu tăi bine să fac. La asta am chemat. Să facem bine. Și fac bine cei care au dragoste. Amin. Și care au pace. Ăștia fac bine. Dar dacă ai răutat în inimă, ce faci? Mă vorbește de rău, pe ce la cășe, ies la cășe, și așa mai departe, și diavolul vine cu lucrurile slabe. Și ca să nu fie, ca să fie împiedicată rugăciunea, cu lucruri mărunte vine celălalt. Ca să fie blocată rugăciunea. Deci că vulpile mici strică lucruri slabe, pe care a trebuit poveste când auzim să ni se face și pe celălalt să iasă. Și lucrul, cuvântul lui Dumnezeu, unde se pătrunde? Unde se pătrunde? În inimă, slavă Domnului Iisus. Dacă avem cuvântul lui Dumnezeu în inimă, slavă Domnului Iisus, nu păcătuim, pentru că Dumnezeu e acel care nu păcătuim, pentru că ne temem de tot. Slavă Domnului Iisus. Mai departe spune cuvântul, iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească, în cinste, fiecare să dea întâietate unul altora. Trebuie să ne dăm întâietate unul altora. Și fiecare să lucreze cu darul pe care l-au primit din partea lui Dumnezeu, slavă, și cu darul pe care Dumnezeu ne-l-a dat, trebuie să zidim. Undeva la adunarea asta și am sfârșit bine prin Duhul și după aia am început cu fire. Mai bagă și cel rău dimineața. Și am zis, n-ai uite cum face tulburare cel rău. Când oamenii nu au înțelepciune, n-au pricepe. Nu lucră cu înțelepciune în adunare, darul care l-au primit și să pot să facă prin adunări multe tulburări. În loc să merg din biserică plină de bucurie, merg întristat și supărat. Când nu ne lăsăm călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. Slavă Domnului Iisus, cei ce au darul trebuie să zâdească. Să mânghie, să ridice, slavă Domnului Iisus. S-a întâmplat și aici se întâmplă și la noi și se întâmplă în toate părțile. Neînțelegere sunt. Cel rău lucră cu toată puterea, să știți. Știi care e puțin și vine Domnul. Vine Domnul și ce va face cu cel rău? Va fi legat. Va fi legat. Va fi pedepsit. El va fi judecat, nu noi. Diavol. Noi așteptăm răsplată. Noi vom fi mântuiți. Slavă Domnului Iisus. Există o judecată, spune Apostolul Pavel. Există o judecată, zice că cuvântul lui Dumnezeu, hai să citesc cuvântul ăsta care vine în minte, de la Evrei, la capitolul 9, e un cuvânt foarte bun și să-l citesc. Cu 9, cu 27. Și după cum oamenii este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecată. Tot așa și Cristul, după ce s-a dat jertfă o singură dată, ca să poarte păcatele multe, se va arăta a doua oară, nu în vedere păcatul, ci ca să aducă mântuirea celor ce-l așteaptă. Ați trebuie să fim pregătiți. Să-L așteptăm pe Domnul Iisus Hristos. Spune cuvântul Domnului că unii vor fi judecați. Vreau să citesc un cuvânt din 1 Timotei la capitolul 5, versetul 24. Și fiți foarte atenți ce spune cuvântul. Păcatele unor oameni sunt cunoscute și merg înainte la judecată. Cine vor fi judecați? Oamenii care trăiesc în păcat și în fără de lege. Oamenii care nu slujesc pe Dumnezeu. Pentru că păcatele unor oameni merg înainte și Dumnezeu le cunoaște, le știe. Mai departe, partea a doua. Așa. Altora vin pe urmă. Tot așa, și faptele bune sunt cunoscute, și cele ce nu sunt cunoscute. Nu pot să rămână ascunse
nu pot să rămână ascunsă de Dumnezeu, de Domnul nostru Iisus Hristos. Deci faptele bune, cu asta ne vom întâlni. Dar toți acei, Dumnezeu ne va pune pe un cântar, va veni o zi în care Dumnezeu toate faptele oamenilor le va pune pe cântar. Dacă am făcut bine, slavă Domnul Iisus, Dumnezeu ne va răsplăti, slavă Domnul Iisus, după toate osteneala noastră, după Dumnezeu ne va răsplăti. Și Dumnezeu să ne ajute să facem fapte vrednice de pocăință. Bucurați-vă înainte, fiți răbdători în necazuri, stăruiți în rugăciune. Ajutat pe Sfânt când sunt în nevoie, fiți primitori de oameni. Doamne, mă ce să ajut atât? Am uitat, vine de la mine, vine să-i dau. Tă să-i fac, tă să o ajut, tă să-l ajut. Dacă ți-o da Dumnezeu, dă. Dă, nu întoarce spatele la cel nevoiaș care vine la tine. De mă duce că ți-am dat de multe ori, nu lasă, mă dăm, mai du-te și la altă casă să-ți dai casă. Dacă vine la tine, dă că ești pocăit. De multe ori Dumnezeu ne pune la încercări, să știți. Vine la tine că ești pocăit, mă duc la pocăit că mi-a dat. Mă duc la pocăit că ăsta mi-a dat, că ăsta e omul. Da, din nu-i da. Nu te blastă-mă acela. Da. Sărat, nu te blastă. Da, da. Atunci, bai, lasă-mă te-am pace, că pocăiți aici te-am pace, că sunt mai răi ca ești. Mă duc la unul din lume și poate că Dumnezeu deschide inima și ala dă. Trebuie să fim foarte. Dumnezeu ne pune și la încercare. Unu, amărând, năcășit, mă întâlnem cu cineva prin cartier. De la mine, frate Vasile. Mă curăță, un om mare, năcășit, care suflă în punct. De ce? Că termine felul următor. Astăzi n-am mâncat nimic, nu știu dacă mi-i crede. Hai, cumpărăm ceva de mâncare. Mă doare capul de foc. Nu, când auzi așa ceva, nu ți se rupe inima. Se rupe inima. Așa este? Slavă Domnului Iisus. Dar nu să zici, du-te mă de aici, mă, că tu ești murdar și năcăjit și așa, mă. Du-te de aici, du-te la tu te vezi de treabă, nu? Un pocăin nu trebuie să spună așa. Slavă Domnului Iisus. Mă duc la un cuvânt, știm că trebuie să fim primitori și de oaspeți. Amin. Sunt foarte atent. Domnul ne pune la încercare și cu primitori de oaspeți. Nu știu dacă aveți dar voi să de aici, din biserica. Primitori de oaspeți. Știți că cineva a găzduit niște oameni, niște călători. Și n-a știut pe cine găzduiește. Și știi cine erau aici? Ingeri. Vă citesc un cuvânt bun și avem ne rugăm Domnului Dumnezeu pe fratele Cornea să aducă un gen bun pentru bisericuța. Suntem mai puțini aici, a Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Inimi bune. Încet la unul Petru, la unul Petru, la 4:7. La 4:7, Așa? Fiți foarte. Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiți înțelepți, da? Și vegheați în băgherea rugăciunii. Amin. Mai departe. Mai presus de toate, să aveți o dragoste fervinte unii față de alții. Amin. Căci dragostea acoperă o sumedenie de păcat. Amin. Fiți primitori de oaspeți între voi, fără cârchie. Dă la mine, dă eu să-i duc. Da. Mă lasă-mă, frate, ne rugăm pace. Am numai eu, tu n-ai? Pe celălalt n-are? Păi mai să-mi duc și acela, dar eu să-l duc acasă, să mănânce la mine lucrătorul lui Dumnezeu, predicatorul lui Dumnezeu, tu du-i dacă ți-o da Dumnezeu. Aleluia! Dacă îi duci, slavă Domnului Iisus, știți de unde pornește prima faptă bună, știți? Surori, vă voi, pentru că sunteți bucătărești. Știți de unde pornește prima faptă? Da? Nu? Nu știți? Eu l-am pahar de apă, e simplu. Aleluia! Nu scriu bere, nu scrie un pahar de pălincă, nu scrie un pahar de vie. Un pahar de apă. Și Dumnezeu îți va răsplăti. Așa scrie. Ce scrie? La Matei, la capitolul 10, versetul 42. Citiți când mergeți acasă. Slavă Domnului. Dar citiți de la 40. Nu, este tot ce spun, tot ce merg înainte din Dumnezeu. Și Dumnezeu, când e venit în adunare, de pe face lucrurile astea și vei deschide inima. Și te vei ruga din toată inima, Dumnezeu se va îndura de tine. Dumnezeu va asculta rugăciunea. Aleluia! Lăbiți-te, Dumnezeu!